Astăzi se fac 8 ani de când sunt Ikeda și vă spun sincer că nu-mi vine să cred că au trecut 8 ani de la căsătorie și aproape 10 ani de când suntem împreună. Nu știu când a zburat timpul ăsta și acum noi ar fi trebuit să fim undeva în Turcia, doar noi doi, și să sărbătorim, dar iată-ne tot în Cluj. Suntem blocați aici pentru că nu avem mașină. Mașina noastră e tot în servis, de 8 zile e în servis, dar măcar acum știm sigur că mâine mergem și o luăm. Inițial mi-au spus că mașina o să fie gata pe vineri, cel târziu luni. Azi e joi și noi am dus mașina de miercurea trecută. Au trecut ceva zile, bine că noi în Cluj nu prea avem nevoie de mașină, că ne descurcăm cu transportul în comun sau pe jos, că mersul pe jos face picior frumos. Ia stai să dau telefonul pe silențios. Revenind la mașină, marți am vorbit cu ei și am decis de comun acord să facem și revizia generală a mașinii ca să ne asigurăm că totul e în regulă. Planul inițial era doar să schimbăm plăcuțele de frână, discurile de frână și să completăm cu lichide acolo unde este nevoie. Și numai bine că am zis ok, hai facem și asta, ce mai e o zi în plus și minus, oricum știam sigur că nu mai apucăm să plecăm. Și apoi ei mi-au zis la telefon, ok, mâine în principiu ar trebui să puteți să veniți să o luați. Asta însemna ieri, ar fi trebuit să luăm mașina. Dar ieri i-am sunat de 3 ori și nu mi-a răspuns nimeni la telefon și astăzi, într-un final, m-au sunat ei înapoi și mi-au spus că mâine putem merge să luăm mașina. Și uite, așa s-a decalat un pic, dar aia e, măcar știm că mașina e țiplă și că nu are probleme și putem pleca la drum cu inima împăcată. Și acum am zis să ieșim puțin din casă, mergem să-i cumpărăm Mirei niște cărți, că a început o serie nouă și a terminat prima carte din serie și a zis că vrea să-și ia volumul 2 și volumul 3 pentru că vrea să citească și la Văleni, dar și la mare, pe plajă cu mine. Din câte vedeți, bagajele noastre sunt tot în mijlocul casei pentru că au rămas în același stadiu. Ele sunt semifinalizate. Mai am eu să pun produsele de beauty și cam aia e. Dar gândiți-vă că eu săptămâna asta am stat așa ca pe jar, pentru că planul era să plecăm. Luăm mașina, a doua zi plecăm. Luăm mașina, a doua zi plecăm. Și noi n-am știut sigur când luăm mașina și când plecăm. Și nu am putut să mă focusez pe nimic și nu am făcut nimic productiv. Doar am stat și am citit. Am terminat 3 cărți în săptămâna asta. Seria se numește Făpturile Văzduhului. Sunt 3 cărți în serie și am înțeles că ar mai fi și a patra carte cu ceva povestiri scurte. Nu știu exact, dar povestea principală se întâmplă aici. Și noi la Room 551 am avut Prințul Nemilos ca și carte principală a lunii iulie. Și bineînțeles că am zis că dacă tot iau primul volum, hai să iau toate cele 3 volume. Eu nu prea am citit fantasy până acum și nu eram sigură dacă o să mă prindă sau nu genul acesta, dar uite că n-am mai putut să le las din mână. Dimineața la cafea, în loc să stau pe social media, deschideam cartea. Când găteam, în loc să am telefonul pus pe lângă mine, cât stăteam să fierb din legume din una, din alta și aveam așa un moment de așteptare în care nu trebuia să fac nimic, citeam. În orice timp mort, citeam. Pentru că m-a prins foarte tare povestea. Ca să vă faceți așa puțin o idee despre ce este vorba, avem 2 fete umane, muritoare, care sunt duse într-o lume fantastică și vedem cum se adaptează acolo, cum încearcă să ajungă cumva la egalitate cu oamenii din lumea fantastică, cu elfii și zâdele și toți de acolo. Ba chiar tipa asta, care este și personajul principal, se îndrăgostește, dar e o dragoste cu năbădăi, are și un pic de dramă, are și așa mici părți mai romantice și acțiune și foarte multe twisturi și se întâmplă multe și parcă totul se schimbă de la un punct la altul când te aștepți mai puțin și cred că de aceea n-am putut să las cărțile din mână până nu le-am terminat. Că și aseară am stat până târziu în noapte ca să termin Regina fără regat. Nu vă spun foarte multe despre fiecare carte în parte, pentru că nu vreau să stric surpriza, dar pe mine m-a prins, cu toate că eu nu citesc fantasy. Și avem așa, primul volum, Prințul Nemilos, al doilea volum,
Regele Malefic și al treilea volum, Regina fără regat. Și bineînțeles că avem prințul nemilos, acel tip inabordabil care pare greu de atins și pare nesuferit, dar pe parcursul romanelor ne dăm seama că el nu e chiar așa și de fapt sunt niște traume ale copilăriei care vin cumva din urmă și care pun amprenta asupra acțiunilor lui din prezent. Da, multe chestii de spus, dar încerc așa să tac din gură, să nu te oprem multe din casă. Eu mă gândeam că o să citesc aceste cărți pe plajă, dar numai bine că acum nu mai am cărți de citit pe plajă și de pe telefon nu pot să citesc pe plajă, că se schimbă luminositatea telefonului și e foarte enervant. De aceea am nevoie să îmi cumpăr măcar două volume pe care să le am cu mine și a picat bine că și Mira are nevoie de cărți, așa că mergem puțin la Diverta, vedem pe ce pune mâna. O să mă uit și în lista mea de Goodreads, că eu acolo mi-am făcut așa o mini-listuță cu cărți pe care aș vrea să le citesc, dar acum să vedem ce găsim, că sunt anumite cărți pe care nu cred că o să le găsesc în magazin, pentru că mai mult ca sigur încă nu au fost traduse în limba română și cel puțin la magazinul ăsta Diverta de lângă noi nu au foarte multe romane în limba engleză. Dar mergem și vedem la fața locului. Și noi la Room 551, în fiecare lună, avem două cărți. Cartea principală și cartea secundară. Cartea principală e pe ficțiune și cartea secundară e pe non-ficțiune. Pe cea pe non-ficțiune o să încep în seara asta, dar problema e că eu mă urnesc foarte greu să citesc non-ficțiune. Da, foarte greu. Și acum, după ce am terminat această poveste, eu încă sunt așa pe un tărâm magic, fantastic și parcă am nevoie de mai multă magie, aș mai citi ceva pe fantasy. Dacă aveți ceva recomandări pentru mine, nu ezitați să le lăsați în comentarii, pentru că mi-ar plăcea să citesc mai multe cărți în stilul ăstora. Și Mira aici ascultă povești și copiază textul din cartea pe care a terminat-o. Imediat vă arăt. Asta este seria pe care o citește, Jurnalul unui puști. Hai că o să mergem în curând. Uai, ai făcut și coperta. Cool. Ești pregătită? Da. Ce poziție ciudată ai. Foarte ciudată. Dar stai bine așa? Că nu prea pare că stai confortabil. Pare că, da, exact, că o să pici. I'ma make your mind tonight, pulling your hair, baby. I feel you breathing on me, on you. You know that I'm a selfish lover. When it's mine, I want it. One track mind for it, for you. I don't think I can let you go. I don't think I can let you go. Mi-am luat răistuța la mine, că știam că am de cumpărat cărți, dar numai bine că pentru mine n-am găsit. Am luat un roman pe care o să vi-l arăt când ne așezăm. Mira, în schimb, și-a găsit ce căuta și-a luat următoarele două volume și e foarte, foarte încântată. Și acum mergem la Nobil Sushi. Este un restaurant de sushi, după cum am zis, și e foarte lăudat. Am înțeles că e mai bun decât restaurantul la care noi mergeam de obicei atunci când aveam chef de sushi, și anume la Tokyo. Și am zis, hai să dăm și noi o tură, să vedem exact despre ce e vorba și de ce e atât de lăudat. Că toată lumea spune că, de fapt, în Cluj, acolo e cel mai bun sushi. Ok. Nu știu de ce, dar mă simt ca în Franța. I'm a king, they call.
Am ajuns undeva cam în pustietate și acum ne întrebăm dacă e oare Nobil Sushi sau dacă trebuia să mergem la Nobori. Taiga spune că el știe că Nobil Sushi și așa i s-a zis. Dar am impresia că aici au doar livrare, n-au și loc de stat jos. Încercăm să vedem? La Nobil Sushi au doar livrare. Taiga a încercat la niște prieteni și a zis că i-a plăcut, dar nu mai știu unde spunea Evelin că trebuie să mergem. Imediat o sun ca să o întreb. Dar cred că era Nobori, nu cred că era Nobil Sushi. Alo! Hei, bună, ce faci? Hello! Nu o să te țin mult, voiam să te întreb unde ziceai tu să mergem la sushi, care e restaurantul ăla de ziceai că e cel mai bun din Cluj? Noi ne-a plăcut foarte mult la Nobori. La Nobori, da, ok. Că noi am ajuns la Nobil Sushi și de fapt aici au doar livrare, știi, n-au și restaurant. Ah, ok. Deci la Nobori. N-am fost. Și că la Sakura mai e bună în Platinia, dar noi la Nobori am fost de multe ori și ne-a plăcut. Acum, într-adevăr, data trecută când am fost, au schimbat meniul. Okay. Deci, nu știu ce să zic. Poate o schimba bucătarul sau habar n-am de ce s-o schimba meniul. Ce mi-am luat eu mi-a plăcut foarte mult, dar ce și-o lua Robi mie nu prea mi-a plăcut. Acum, eu zic să mergem să vedeți că poate, poate... Păi așa da. Facem, o să mergem la Nobori. Ne-ai dat o mână de ajutor. Că da. nu mai știam sigur cum se numește. Na, gen, eu când ți-am recomandat că e cel mai bun, era alt meniu, știi? Acum, nu știu ce s-a întâmplat, dar ți-am zis, eu când mi-am luat a fost ok. Dar nu știu cum ai tu norocul ăsta, că tot timpul se schimbă meniul. Unde îți place ție să mergi, se schimbă meniul. Și acolo, la Martin, nu mai la este fel. Cafeaua aia. Da, și ți-am zis și la Nobori, mie îmi plăcea că aveau porții mai mici și atunci am luat de mai multe feluri. Așa, data trecută, de exemplu, ce și-o luat Robi, a fost o porție destul de mare, noi i-a plăcut și na, am rămas cu ea, dar... Ok, o să mergem și noi. Da, o să mergem să încercăm. Că noi știi că mergeam la Tokyo și am zis, hai să vedem și altceva. Și niște prieteni de-ai lui Taiga au zis că la Nobil Sushi. Dar eu știam că tu n-ai zis Nobil Sushi și ai zis altceva, știi? Da, noi de la Nobil Sushi n-am mâncat, dar și noi am fost azi la sushi, ca să vezi coincidență. Da, noi sărbătorim 8 ani de căsătorie și suntem blocați în Cluj că mașina noastră încă nu e gata. La mulți ani! Mulțumim! E că ne-a salvat Evelin. Facem 13 minute. Bine, mai sunt 11 minute, că noi am mai stat un pic la telefon ca fetele, că așa facem. Când ne prindem, nu ne mai oprim. Mergem, dar nu știm exact unde mergem, că noi n-am mai fost în partea asta a Clujului. Sau cel puțin acum nu recunoaștem, că ne-a băgat și Google Maps printre străduțe și suntem așa un pic pierduți în spațiu, dar imediat ne reorientăm. O să ieșim în strada mare, nu? Și poate acolo recunoaștem. Da, acum following the Canalul Mori. Canalul Mori. E ăla de la... din centru? Da. Ok. Mergem de-a lungul Canalului Mori. Ți-e foame? Da. Da, uite, cu peripeții și aventuri. Așa de aniversarea noastră. Dar eu cred că arată ca și străduța de la școală. Arată ca străduța de la școală un pic, da. Știi că în urmă cu 8 ani erai în burtică la mami? Da. Și erai măricică? Nu. Erai măricică? Măricică. Acu ești măricică, da, acu ești și mai măricică, acu ești mare, mare. Uite, am dat de canal, suntem pe drumul cel bun. Ca să înțelegeți puțin, chiar ne-a băgat pe o rută dubioasă. Să vedem. Am intrat într-o zonă rezidențială, pare. Pe aici, dreapta? Da. Okay. Dar e interesant că are până și străduțele astea. Foarte neștiute cum ar veni. Google Maps. Da. Google Maps e smart. Am ajuns la Nobori Sushi. E aici în spatele meu. Imediat o să intrăm. Și o să ne uităm pe meniu. M-a cam luat foamea, ce-i drept. Și ție ți-e foame? Da, foarte. Hai să mergem să mâncăm. Uite, e deschis până la ora 10. Deja, da, vezi? Are un vibe japonez deja. Asta ne spune Mira. Hai să intrăm, mă țin pe tine. Și aici, la intrare, avem un panou cu templul Kinkakujin. Cred că e full și o să avem un pic de așteptat. Asta e să întrebăm. Arigato gozaimasu. Localul e foarte mare, nu ne așteptam la asta. Și meniul e așa, pe tabletă.
Să vedem. A, și doar. Eu am crezut că putem să și comandăm de aici, dar nu putem comanda. Am crezut că e chiar full Japanese style, totul automatizat. Ok, hai să vedem exact ce ne luăm. Trebuie să ne uităm la seturi. Să știi că nu cred că au nată mami. Am comandat și Mira și-a scos cartea. A zis că vrea să se uite puțin peste ea. Și uitați, asta este cartea pe care mi-am luat-o eu. Never Never, și e scrisă de Colin Hoover alături de Taryn Fisher. De aceea nu prea m-a atras și nici nu are review-uri foarte bune. Dar o să o citesc și o să vedem exact despre ce este vorba. Vă spun la final cum mi s-a părut. Și uitați cât de bine arată. Am zis să încercăm și un aperitiv cu ouă panko, dar arată bine. Și Taiga și-a luat o farfurie cu nigiri cu somon și avem 5 bucăți de somon crud și 5 bucăți de somon la grătar, că Taiga a vrut să încerce și. Eu am poftit la karage, pui prăjit, și avem varianta picantă și nepicantă. Edamame, varianta picantă, și edamame, varianta nepicantă, la fel ca și la pui. Taiga și-a luat și kimchi, a poftit el la kimchi, și cea de acolo e farfuria mea. Eu mi-am luat și mache și nigiri, dar am și Philadelphia rolls, am și ceva bucăți de mache cu maioneză și două bucăți de nigiri, varianta cea mai clasică. Și Mira are un bol donburi cu ou, somon și orez, plus castravete. Cred că farfuria ta arată cel mai bine. Și somonul tău este făcut la grătar. Asta e somonul. Da, ăla e somonul și foarte bun. Poftă bună, poftă bună. Scrie arigato gozaimasu. Am mâncat puțin cam mult, dar acum o să mergem pe jos până acasă și avem cale destul de lungă. Google Maps ne arată 40 de minute, dar am zis că ne facem pașii de seară și cu ocazia asta ajutăm și digestia, pentru că am comandat mai mult decât ar fi trebuit. Ne era și un pic foame și am uitat că porțiile de orez de aici sunt mai mari. De obicei, la sushi în Japonia, poți să alegi dacă vrei să ai porție de orez normală, mai mare sau mai mică. Și noi ne luăm porție mică ca să mâncăm mai mult pește. Dar acum am luat așa din toate și n-am lăsat nimic pe masă. Chit că nu mai puteam, am terminat tot ce era acolo. Mira și-a pus și edamameul în șervețel. A zis, mami, nu vreau să las aici porția mea de edamame, pot să iau acasă? Și nu mai erau foarte multe bucăți, erau așa vreo 7-8, să zic. Și de-aia n-avea sens să mai deranjez pe nimeni să ne pună într-o caserolă cea mai răboasă. Și le-am pus repede într-un șervețel. Taiga se uită așa la mine, dar ce faci? Zic, dar ce are? Iau la pachet. Ce să fac? Că zic, plătită, nu-i furată. Și pentru Taiga, restaurantul Zen Sushi rămâne pe locul întâi pentru sushi, cel puțin din România și din tot ce am încercat noi până acum. Apoi Tokyo e pe locul 2 și restaurantul de astăzi e pe locul 3. Dar ideea e că Taiga a zis că Tokyo e doar cu puțin mai sus față de restaurantul de astăzi. Taiga i-a dat un punct în minus restaurantului de astăzi pentru că somonul a venit puțin cam cald și nu a fost la fel de savuros, cam așa a descris el. Și a zis că hai, uite, restaurantului Tokyo i-aș da un 4,5 și restaurantului de astăzi i-aș da un 4. Dar noi încă mai căutăm un restaurant de sushi mai bun decât cel din București. Încă suntem așa, în căutare. Dacă aveți ceva sugestii unde ar trebui să mai mergem să încercăm sushi, nu ezitați să ne spuneți că o să mergem. Încercăm peste tot și vă spunem părerea lui Taiga, că el e în măsură să-și dea cu părerea, că el e japonezul familiei. Ia, mami, arată unde am pus edamame la pachet. Așa se ia. Așa se ia mâncarea acasă.
Braf, am rezolvat-o și pe asta. Facem jocul ăla să nu călcăm pe dungi? Da. A, am pierdut. În dimineața asta m-a apucat nebunia. Se vede că nu mai am stare, nu mai găsesc locul. Partea bună e că, teoretic, astăzi mergem să luăm mașina. Până acum nu m-a sunat nimeni să-mi spună că mai bine să venim luni sau altceva de genul. Deci pare a rămâne bătut în picioare. Dar nu cred, până nu ne vedem în mașină și pe drum înapoi acasă. Într-o primă fază, stai să vă arăt cum suculenta noastră stă un pic la lumină. A crescut foarte mult, cam atât. Păi avea doar partea asta de jos. Trebuie neapărat să-i schimbăm noi ghiveciul. Mirei foarte mândră pentru că am zis că asta e planta ei și eu am cactusii din sufragerie. Și stați să vedeți ce am făcut aici. S-a eliberat. Am scos toate produsele. Am zis că n-are sens să le mai țin. Pentru că oricum nu le foloseam. Erau niște seruri pe care nici nu știu când le desfăcusem și de când nu le mai folosisem. Așa că am zis ok, arunc tot și păstrez doar produsele pe care le folosesc. Și așa dulapul meu s-a eliberat. Da, ești de pe afară, n-aveai loc să te uiți, nu vedeai nimic așa clar, erau produse peste produse de sus până jos. Și ca să vă faceți o idee, astea sunt toate produsele pe care le-am scos din dulap. Și credeți-vă că sunt foarte multe, nici măcar nu pot să ridic punga asta cu o singură mână. Bineînțeles că erau anumite produse terminate, cum ar fi șamponul de aici, deodorantul ăsta, nici măcar nu știu de ce le mai păstram. Și ăsta de la Moroccan Oil, la fel, produs terminat. Dar erau și foarte multe produse începute cine știe când și pe care nu le mai foloseam, tocmai pentru că nu știam când le-am început. Și am zis, le punem pe toate aici, trebuie neapărat să le iau eu la mână ca să văd ce am de dus la reciclat, să le pun plastic la plastic, sticlă la sticlă, carton la carton, ca am pun și ceva cutii pe care le păstrasem. Și cam atât pe ziua de astăzi. Și să vă fac un mic tur ale ultimelor produse rămase. Avem aici aparatele mele Foreo, pe care le folosesc destul de des. Recent am reînceput să folosesc acest aparat pentru că îmi simțeam tenul foarte deshidratat și obosit și am zis că o să-l ajut din toate părțile. Și ăsta este locul pentru un alt aparat Foreo, aparat care e momentan în sufragerie, că l-am folosit aseară. Și pentru îngrijirea tenului avem această serie de la Nivea. E o serie pe care eu am luat-o, nu știu să zic, de vreo 2 săptămâni, am cumpărat-o din DM. M-am dus că rămăsesem fără produse de curățare și seria asta mi-a atras atenția pentru că este cu acid salicilic și în perioada aia eu aveam câteva coșuri care își făceau de cap și am zis, bine, hai că îi dau o șansă și cum să iau doar un produs, le-am luat pe toate. Și avem într-o primă fază un scrub pentru față, apoi gelul de curățare și tonerul. Iar pentru demachiere, ăsta e produsul pe care eu l-am folosit intens, se vede că s-a terminat, ba chiar am și pus puțină apă ca să-l mai lungesc, atât de mult mi-a plăcut, trebuie să mi-l comand din nou. Este un produs de la un brand corean. Al doilea produs pe care eu îl folosesc, tot pentru demachiere, este acest ulei demachiant, dar ăsta nu e la fel de bun ca cel de mai devreme, adică nu curăță tot după singură spălare și la final îți rămâne tenul uleios, ceea ce nu e cazul cu acest produs. Și un alt toner, ăsta încă nu l-am folosit, îl avem de rezervă. Adevărul e că eu nu prea folosesc tonere, nu știu de ce, asta e periuța mea de dinți. Cremele astea nu știu de ce le-am pus aici, nu mă îndur să le arunc pentru că nu le am de foarte mult timp, dar vă spuneam că am avut o mini problemă cu câteva coșuri. Ei bine, din cauza acestei creme am avut o mini problemă cu câteva coșuri pentru că prea după ce am folosit crema asta au început să-mi apară coșuri. Ea e o cremă de peeling, îmi simțeam tenul foarte curat și foarte hidratat după ce foloseam această cremă, dar mi-au apărut coșuri și acum le țin aici, zic hai, poate, dar cred că mai bine le-aș arunca, sincer, că nu m-aș mai risca să am iarăși câteva coșuri și încă mă mai lupt cu ele.
Aia e problema, când îmi apar, după aia îmi iau un pic să scap de ele. În colțul ăsta avem creme pentru mâini, în principiu cele de la Yves Rocher sunt preferatele mele. O mai am și pe asta de la Neutrogena, care hidratează super bine, dar asta e mai parfumată și mai drăguță și miroase mult mai bine. Produse pentru păr, aici avem multe, ca să scot eu mai întâi protecția solară pentru Mira și Taiga. Avem K18, wow, ăsta e aproape gol, dar vă spun sincer că îl folosesc, dar nu simt mare diferență. Crema asta transformatoare de styling, nu prea am folosit-o, cred că doar de 2 ori. Aici avem ceva apă sărată, sau nu e aia? Aba, nu, nu e, asta nu știu ce e. Ceva cu protecție termică. Dar unde mi-e apa aia sărată pentru modelare și pentru aranjare? În fine, nu contează. Altă protecție termică de la Kevin Murphy. Asta îmi place, e ca o spumă, dar mă enervează că trebuie să aștept destul de mult după ce aplic această protecție termică. Șampoanele pe care o să le iau cu mine la mare, pe astea le-am luat tot așa din DM recent. Apoi acid hialuronic pentru păr. Un ulei de la Syoss pe care l-am cumpărat și l-am și folosit până aproape de final, pentru că nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. L-am luat că nu mai aveam ulei deloc în casă și m-am dus o tură până la Mega și am zis, hai, uite, pe tine te iau acasă. Și îmi place că hidratează și calmează puțin firele rebele. Astea sunt niște produse terminate, de fapt e semi-terminat, cred că mai am pentru o folosire, de-aia am și zis las că îl folosesc până la refuz. Ăsta e preferatul meu de la Moroccan Oil, dar merge foarte bine pentru un păr despicat, deshidratat și așa mai departe. Și ăsta cred că e un șampon. Da, e un șampon de la Davines. Mai avem câteva produse pentru păr și aici. O cremă de pre-styling, pe asta n-am folosit-o și nu știu exact cum o să o folosesc și ce face, dar o să o testez și după vă spun, că de-aia am și pus-o aici. Apoi avem o cremă protectoare plus reparatoare, o altă cremă tot reparatoare pentru părul uscat și deteriorat. Și ceva ceară pentru atunci când mă lovește pe mine creativitatea și vreau să mă joc cu părul meu. La capitolul parfumuri, niciodată n-am avut multe parfumuri. Mie îmi place să am un parfum, să-l folosesc până îl termin și apoi să-mi iau un alt parfum, cel mai probabil același parfum. Ăsta e cumpărat de mine, e gol, aproape gol. Cred că mai are foarte puțin. Pe asta l-am primit cadou și am simțit că mi se potrivește și de aceea l-am și păstrat. Dar vedeți că am schimbat capacul, că am pierdut capacul alb. Și ăsta e un alt parfum cumpărat de mine și aproape terminat. Dar și ăsta îmi place mult și mi se potrivește maxim. Colțul ăsta am pus produsele pentru corp. Crema pentru corp, ceva spray cu sclipici pentru corp. Pe asta cred că am luat-o tot din DM. Și ceva spray cu vanilie. Iar aici avem produsele pe care le folosesc cel mai des, le-am lăsat la îndemână, șamponul uscat, protecția termică de la Moroccan Oil, un deodorant, un parfum, ăsta e un parfum pe care l-am de la Madi și care momentan îmi place cel mai mult, că e așa dulce și simt că mi se potrivește în totalitate. Ei nu prea îi plăcea, parcă era un pic prea dulce pentru ea și de-aia m-a întrebat de ea, vrei? Și am zis da, e perfect match. Și ăsta e un ulei pentru păr pe care îl ador din Japonia. Este un ulei de orez. Și vedeți că pe fundul recipientului avem și câteva boabe de orez. Nu știu cât de bine se vede la voi, dar acum ultima dată când am fost în Japonia am căutat acest ulei de la brandul Wanomi și nu l-am găsit pe nicăieri. Am găsit șamponul, masca, balsamul pentru păr, dar uleiul nu l-am găsit nicăieri. Nu înțeleg de ce. Masca pentru păr, crema pentru Mira și cam astea sunt, de fapt, crema, gelul de curățare pentru corp și păr. Și să vă arăt că și aici aveam produse peste produse și nu mai găseam nimic și acum e gol. Am măștile Foreo pe care le folosesc destul de des, niște produse pe care vreau să le introduc în rutina mea și aici câteva recipiente de travel și pentru curățarea pensulelor și cam atât.
Și acum am așa un sentiment de eliberare. Mă simt foarte bine că am făcut asta. Vă spun sincer că nu mai pot cu produse peste produse, haine peste haine, peste tot, aglomerație și înghesuială. Vreau să eliberez și să păstrez doar strictul necesar. Nu știu ce m-a apucat și cum de am ajuns în punctul ăsta, dar asta simt momentan și pe asta o să mă focusez și când ne întoarcem la Cluj. Și acum rămâne de văzut cât o să mă țină. La produsele de beauty am eliberat în urmă cu ceva timp, dar tot am aici o mini aglomerație, dar măcar sunt doar produse pe care le folosesc. În partea asta avem rujuri, eyelinere, mi-e ușor să ajung la ele, fondurile de ten. Trebuie să iau eu o cutie de organizare puțin mai mare și cu mai multe compartimente ca să nu mai stea așa. Deci și pe partea asta trebuie să comand și să alerg un pic să găsesc ceea ce îmi trebuie. Nu mă întrebați de ce am ștampila aici, nici eu nu știu. Și astea sunt cremele pe care le folosesc mai des. Bine, sunt un pic puse așa pe haos. Ojele mirei, că am fost zilele trecute să-i cumpăr oje, că am zis că ne facem unghiile împreună. În seara asta ni le refacem, că și eu le-am dat jos, vreau să mi le fac albe pentru plecare. Ăsta e serumul pe care îl folosesc momentan de la Yves Rocher, alături de cremă. Unde e crema? Aici. Deci rutina mea e foarte basic. Acum pe vară am un serum, o cremă de hidratare și SPF. Asta e combinația mea. Și unde e crema pentru ochi? După aia recunosc că nu prea am mai folosit-o. Dar o aveam aici, da, e aici în spate. Dar e pe terminate, se vede că e foarte squeezed. Gata, ne-am recuperat mașina și mâine putem să plecăm la Văleni. Într-un final mergem și noi acasă. Astăzi termin de împachetat, termin cu tot ce ține de curățenie, că îmi place să las casa lună înainte de a pleca undeva pentru o perioadă mai lungă și sunt liniștită. M-am liniștit într-un final că știu exact că plecăm și ce urmează să facem.